Da, fraților, din păcate, Darius el a fost răpit astăzi și nu vă vine să credeți cine l-a răpit, dar da, din păcate am fost eu. După cum puteți vedea, sunt costumat și oare vă întrebați cum l-am răpit. Ei bine, nu l-am răpit încă, dar asta o să fac asta și vă întrebați, mă, stai puțin, cum Rafael, bă, ai nebunii, mă, Rafael, cum să faci asta? Ei bine, nu, o să fie o farsă pe care eu o voi face. După cum puteți vedea, sunt costumat într-un om rău și omul acesta rău, bă, fiți atenți cum o să fie. De ce o să fie ceva? Nici nu cred că, adică, bă, nici oarecum. Adică de fapt m-am gândit la o chestie, dar voi nu v-ați gândit niciodată la așa ceva și vreau să-mi spuneți acolo în comentarii dacă mi se pare o idee bună și dacă credeți că astăzi noi o să-l putem răpi pe Darius să se sperie să toate astea. Dar acum hai să vă zic cum o să fie și să-mi spuneți voi după acolo în comentarii ce părere aveți. Deci astăzi, după cum puteți vedea, sunt consumat în acest om, iar omul acesta practic o să să-l răpească pe direct pe Darius, pardon, nu pe mine, că ar fi fost cam nasol să mă răpească pe mine, dar da. O să vedem cum o să facem astăzi. Vreau să-l testez pe Darius să văd dacă dă din casă, pentru că o să-i spun niște chestii pe care nu știu dacă, adică, bă, probabil cred că le-aș zice, dar să vedem dacă e niște lucruri despre mine și despre mama lui, dacă o să zică treburile astea. Dar fiți atenți cum o să facem. Prima oară o să mă transform în mama lui strictă, o să merg cu el în parcul de distracții, după aceea o să-i zic că până la urmă că sunt Mike sau o să zic ceva de genul: Darius, mamă, gata, am terminat, eu trebuie să mă duc, îți dau niște bani, mai rămâi pe aici prin parc, eu trebuie să mă duc până acasă, mă duc prin oraș, nu știu unde mă duc, am treabă și toate chestiile astea. Dar să-l o să rămân acolo, după aceea o să fug repede, o să mă costumez în acest om rău și o să mă împrietenez cu Darius el. Prima oară vă dați seama, cred că o să se sperie Darius el când îl vede pe omul acesta, dar eu o să mă împrietenez cu el, o să mă joc el acolo în parcul de distracții, iar după aceea o să zic că eu stau pe undeva pe lângă pădurea din apropiere. Știți că este pădurea aceea și o să îi zic: bă, Darius el, mergem acolo în pădure, eu știu multe chestii despre pădurea aia, dacă vrei să spun niște legende despre pădure, să-ți arăt niște secrete în pădurea aia. Și când o să se facă noapte acolo în pădure, Alice și cu toată lumea, când spuneam farse și de-astea de Halloween și toate astea, o să-l duc în casa aia abandonată pe care cu toții cred că o știți, acolo în pădure, unde am mai fost cu Darius el și cu... Și da, o să mergem acolo, practic o să-l răpesc. După aceea, după ce îl răpesc, o să vedem dacă o să dea din casă, o să dea informații despre mine și despre mama lui. Și după aceea o să vin ca Rafael, cu skin-ul meu normal, Rafael, nu cu voce de bătrân, de cum ar veni, de om de staticălos, om rău. Și cu skin-ul acesta o să mă transform înapoi în mine, practic o să fiu la normal și o să fiu ceva de genul ca și cum eu treceam prin trecere și l-am văzut pe Darius acolo și o să mă sperii. După aceea o să-l întreb ce s-a întâmplat și după o să-i zic că a fost o farsă și totuși să sperăm totuși că o să iasă bine, pentru că eu vreau să-l bag, să ajungem să-l băgăm până la urmă, să-l răpesc acolo în casă, să-l bag, că dacă n-ajung nu o să mai fac nimic ca mai e. Dar nu mai stăm la discuții, hai să înceapă farsa. Să scrieți acolo în comentarii dacă credeți că o să iasă, dacă credeți că e o farsă bună și toate cele bune, să sperăm totuși că o să iasă. Atât, am zis, nu vă mai zic prea multe că deja mă încurc. Băi, nu prea a ieșit finalul fix cum așteptam eu, dar nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți că n-a fost așa, dar nu vă mai zic, doar... Doar uitați-vă. Bun, gata, ne-am costumat ca mama lui Darius el acum. Hai să ieșim din cameră și să mergem noi foarte frumos. Doamne iartă-mă, Darius el, mamă, ce doamne iartă-mă faci aici, mă, ce vrei, mă, ce, bă, unde-i dus? Da, mă, Darius el, iartă. A, foarte amuzant, vrei să ne jucăm fața ascunse la sau ce vrei tu, mamă, Darius el? Gata, Darius el, gata, termină, Darius el, terminată. Nu mai da, Darius el, că știi ce se întâmplă dacă mă omor, da, dacă mă omor așa, cu fictiv, spunând, Darius el. Mă, ce fai, mă, îmi dai apă și ce să fac eu cu apa asta? Ia cu apă, fraieru. Și ce-a însemnat asta, Darius el? Doamne, cât de prost ești, copilul, doamne, deci mie-mi e rușine, Darius el, cu tine, că ești copilul tău. Mi-e rușine să crea, să vadă toată lumea că tu ești copilul meu, Darius el, am înțeles, mă, Darius el. Bă, da... Mami, mafia. Da, foarte amuzant ești tu, Darius el, copile. Da, foarte amuzant ești tu. Fiantul, mami, uite, mami, frumos afară. Hai să mergem undeva, uite, hai la mall. Doamne, ia uite-mă, Darius el, cu elicopterul ăsta. Unde pleci, mă, tu cu elicopterul pe oraș? Pe oraș, nu mergem. Darius el, elicopterul se folosește dacă pleci din oraș, Darius el, nu pe oraș. Uitați-vă cât de prost e copilul ăsta. Deci ce farsă să-i fac, mă, eu? Darius el, mamă, odată ai vină cu mașina. Unde vrei să te ducă, mami? Vrei să te duc în parcul de distracții sau unde vrei? Hai cu mașina mea nouă pe care te mai am. Hai să... Unde vrei, Darius el, să mergem? Zi odată, doamne, uite-te unde ai pus elicopterul ăla, dar... În parcul de distracții, Darius el, vrei tu și ce faci tu în parcul de distracții? Vrei să ne jucăm împreună, mă, copile? Nu, că ești prea bătrână. Da, ok, Darius el, atunci ce să fac? Să-ți dau bani și să te joci, bine, Darius el, păi și eu ce fac? Plec acasă, nu? Da! Na, bine, Darius el, am înțeles.
înțeles. De ce trebuie să plec acasă? Bine, mă, Darusele, că trebuie să aici, ia, vină repede, Darusele. Hai, 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 aici, hai în parcul de distracție, Darusele, să te... O, ce, doamne, iartă, mai... Darusele? Darusele? Ce? Bă, Darusele? Ce nu, Darusele, nu pe aici, nu pe aici, prin parte, Darusele! Da, ce fară să-i fac? Uita sucă de prostie copilul ăsta, deci, bă, e Darusele, până la urmă, deci, cred că fac să obișnuie fiecare toți cu el. Darusele, pe aici, Darusele, nu mai faci așa, Darusele, vorbește ca un băiat normal, ce ești tu, Darusele, și pe aici, doamne, iartă-mă, cine a făcut, bine, Darusele, cine a făcut toată porcăria asta pe aici, doamne, iartă-mă, Darusele, uite-te la peștele ăsta, da, da, mami, vino, mua, ce vrei, mă, Darusele, mua, te iubesc, mami, bine, Darusele, așa, și altceva, că eu mă duc acasă, lasă-mă în pace, Darusele, joacă-te pe aici, îl dau bani, da, ia bani și joacă-te, Darusele, ia și peștele ăsta, hai că deja nu mai supără pe copilul ăsta. Ai, că deja e părăs copilul, stai să plecăm acum și fiți atenți, acum o să mă costumez practic direct în omul rău și o să înceapă toată acțiunea în care Darusel nu știe ce-l așteaptă, o să devină Darusel complice, practic, nu complice, pardon, o să devină victimă direct pentru că o să fie răpit de omul cel rău, dar hai să ne costumăm înapoi și să înceapă distracția cu Darusel, acum că tot mă enervează, mă costumez ca omul cel rău și să vedeți ce o să iasă acum, că o să iasă tot în parte tare, abia aștept. Bun, gata, începe distracția, m-am transformat direct, uitați-vă la mine cum arăt și ce voce mi-am pus foarte frumos. Acum uitați-vă ce a făcut Darusel atunci, dacă mai țineți minte, acum nu puteam să mă iau de el ca maică-sa, pentru că practic nu era maică-sa aici, nu știa nimic. Și acum ia să vedem unde s-a dus Darusel, deci s-a dus în partea aia, supune să fi dus mă ăsta, ia să vedem. Mă, ce faci, mă? Ia-te, băi, șmecher, bă! Băi, șmecher, bă, ia-te, ia-te, bă, de ce ai, ia-te, bă, neșa! Azi, bă, bă, pleacă, ce ești, băi, șmecher, bă! Băi, șmecher, mă, bă, tu te iei de băiatul ăsta, tu te iei de el, alo, bă, băiatul s-a luat de tine, s-a luat de tine? Bă, dă-mi ia pe el, ia, băi, șmecher, bă, gata, lasă, că uite, săracu, uite-te la el cum arată, nu știi absolut nimic copii băiatul ăsta, uite, adică tu ești... Pa, băi, fraier, mă, cât de tare ești, bă, băiatule, bă, ce mi-aș fi dorit și eu să mai fiu la anii tăi, așa, cât să ne-ai tu? Eu am, fii antene, eu am, stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu am 12 anișori. A, ai 12 anișori, am înțeles, păi și la ăștia 12 anișori ai tăi, băi, care tu i-ai, da, eu am 24, dacă te interesează, și am fost și copil și mie mi-a plăcut parcul ăsta. Ce-ți place cel mai mult din parc? Alo? Așa, hai prietenul meu, nu, hai prietenul meu, deși antena mie îmi place să mă iau banii! Ce? Mie îmi place să mă iau de oameni ca să le fără banii, iată, lasă oamenii că sunt așa, ia mă copile, ia, știi să dai cu pumnul, ia să te văd, ia, dă-i, 3, 2, 1... O, 702, hai să dau și eu, fii atent, fii atent cum să dă să te învălzi, dacă vrei, bă, copilă, nu să te învălzi, ce faci aici? Ok, dă-i. Gata, 3, 2, 1, ia-te, 999, ai văzut așa ceva vreodată, n-ai văzut, fii atent, aici ești cu cecanul, asta e cea mai, e proba mea preferată de aici, din parcul ăsta, distracție, fii atent, 3, 2, 1 și, n-am dat bine. Slab, rău de tot, uite de acum, bă, de ce le merge? Cred că e stricat ăsta, cred că e stricat, nu mai merge copile. A, gata, mă, ia uite, puternic, ia să vedem și tu, a, slab copile. Mă, copile, fii atent. Hai, hai, tare, mai tare, mă dau să te mergi pe huuuu. Bravo, copile, tu, dar tu de unde ești? Eu de aici, din oraș. A, de aici, din oraș, păi și, auzi, știi pădurea aia de la marginea orașului din partea aia? Nu, de ce, ce are? Cum, nu știi pădurea din oraș? Eu sunt singură pădure în orașul nostru, nu știi? Ba da, de ce? Păi locuiesc acolo la pădurea aia și fii atent, prin toamnă așa, prin octombrie, prin casa mea venise un copil de ăsta, își pusese calculatorul alea pe acolo, nu știu, mi-a spus niște vecini, s-au luat acolo la ceartă cu ei, nu știu ce s-a întâmplat, știi ceva de treaba asta? Nu! Ca să mă lasă sus, nu? Mă lasă, fugi! Vreți ăștia acasă! Au venit ăștia acasă! Da, eu de ce să fug? Adică, bă, mune, au venit oameni. Da, stați puțin, să vă spun așa ceva. Bă, mune, vreau să vă spun. Mă, bă, lasă-mă. Nu-i cunosc, nu știu de unde sunt ei. Nu știu de unde sunt ei. Nu știu ce se întâmplă, dar vreau să vă spun că băiatul acela a văzut calculatorul ăla în casă. Ok, și fii atent, bă, copile, dacă ai vrea să mergem cu bicicletele, am eu două biciclete aici, le-am adus, dacă vrei să mergem cu bicicletele, să-ți prezint acolo zona și pe noapte să-ți arăt cât mai multe chestii, pentru că sunt foarte multe secrete prin pădurea aceea și sunt foarte multe legende pe care ai vrea să ți le arăt. Ai vrea să vii cu mine? Nu știu, ia să mă gândesc că, uite, ești tu șmecher ca mine, da, hai să mergem!
Am prins Mickey, n-am prins fraier, tine cum te cheamă? Că nu știu dacă mi-ai zis. Cum te cheamă? Darusel, am înțeles, ok, Darusel. Darusel 2012. Fii atent că eu am distrus acvariul ăla acolo. Eu l-am distrus, super tare, îți place, nu? Da, ok, nu știu ce e cu mașina aia, cu e, doamne, ce mașină urâtă aia, nu? Bicicletele sunt pe acolo prin față pe la mall. Hai să mergem acum, fii atent, hai după mine repede. Și mergem. Ai mai fost pe la pădure aia? Nu, de ce? N-ai mai fost niciodată tu pe la pădure? Nu, că mi-e frică. Ok, păi și atunci lasă că o să vezi acum ce mișto o să fie pădurea. Sunt niște secrete, foarte mari secrete. Acum o să te duc. Dacă vrei, nu știu, hai să mergem acum repede. Luăm bicicletele. Ai mai mers pe bicicletă până acum? Da, de ce? Uite, am o bicicletă aici, uite, asta, dar nu știu unde am lăsat-o pe cealaltă. Nu știu dacă mai e vreo bicicletă pe aici, ia caută, tu, du-te tu, că nu mai știu unde am lăsat-o bicicletă. Știi că mai e una în afară de asta, habar n-am, nu mai știu unde e. Da, ia caută tu, ia vezi. Vezi că e pe aici, uite aici, trei biciclete. Bă, bicicletă, dar unde-i făcut maros de aia? Mamă, copilă, ia bicicleta, hai repede, mergem în pădure acolo și o să fie tot șmecher, stai să vezi. Bă, mamă, copilă. Copile, cum zbori așa? Mamă, copile, cât știi la vârsta ta? Bravo, mă, copile, hai că am cu cine să mă înțeleg, e super tare, copile. N-am mai văzut copil așa șmecher ca tine, dar hai după mine, hai mai repede, hai odată, copile, hai mai repede. Copile, așteaptă-mă, stai, așteaptă, copile. Acum, gata. Domnul, dar de ce aveți ochii așa roșii? De ce aveți așa ochii roșii? Că mi-e frică. Cum adică? Așa sunt ochii mei, așa m-a născut mama mea pe mine. Ce, ai vreo problemă cu ochii mei sau nu, ce, că nu înțeleg? Nu. Bine, hai repede pe aici, să trecem prin partea asta sau hai direct aici, să trecem aici peste apă, mergem pe aici foarte frumos prin partea asta. Ia să vedem dacă putem să trecem, știi? Ai mai mers o dată pe aici, știi, să treci peste asta, copile, știi, fii atent. Trebuie să-ți ia vânt și să... Ok, copile, stai, așa, gata, ai răbdare, că acum vin, copile, dacă mai știu, eu nu mai știu să mai merg cu bicicleta așa de bine, dar da, acum mergem aici, fii atent, nu știu de golf dacă te-ai jucat, dar lasă că nu mergem acum să ne jucăm golf, acum vreau să-ți arăt eu acolo în pădure, vreau să facem asta, dar trebuie să așteptăm să se facă noapte acum în pădurea asta, până una alta vreau să-ți arăt casa mea, una din casele mele, pentru că eu aici în pădure am două case și vreau să-mi spui dacă îți aduci tu aminte, dacă știi tu ceva de casa asta, ia fii atent, copile, vin în partea asta, vin aici, fii atent, casă. Și asta este casa mea, fii atent, e o casă super mișto, nu știu, îți place? Uite, ai lăsat copilul ăla? Da, îmi place! Așa, copilă, și calculatorul ăsta mi l-a adus un copil. El la nu știu ce s-a întâmplat aici și scrie aici: Ha, te-am aruncat în apă fraiere. Nu știu, asta a rămas de atunci. Habar n-am, nu știu care e faza, ce s-a întâmplat acolo, sincer, copile. Dar acum trebuie să așteptăm aici. Dacă vrei, joacă-te pe calculator. Eu o să stau aici, o să stau pe scaunul acesta, okay. Mă uit la tine cum te joci, așteptam să-ți facă noapte și după aceea explorăm zona cu pădurea să-ți arăt toate chestiile, ok? Ok, let's go, 3, 2, 1 și... Bine, mă, copile, cum adică taci din gură? Vezi că nu ești aici cu prietenii tăi, ai înțeles? Ia vino după mine. Păi ce faci, băi, nervezi? Acum am zis că vreau să-ți arăt. Aici frumos, te-am primit la mine în casă, cum adică sunt rău? Ce ți-am făcut eu greșit? Eu, tu dai mine, așa? Te-am primit la mine în cameră, în casă și tu ce faci? Bine, gata copile, hai că glumeam cu tine, ia fie, hai vină după mine, hai să-ți arăt aici, deci vreau să-mi spui, bă, tu ai mai fost sau nu ai mai fost aici prin pădure, știi de pădurea asta, că poate știai de alta. De ce? Nu știu, e bine, o să spun că aici s-au întâmplat foarte multe chestii. După cum poți vedea, aici scrie ceva Kale Trail. E bine, a fost aici o fată pe nume Kay și fata aceea a fost omorâtă de o căprioară și a avut de un cerb, de fapt. Nu știu dacă mai sunt pe aici cerb, cred că mai sunt, dar nu știu dacă sunt acum, dar ar fi bine să nu dăm de ei, că s-ar putea să fie ceva pericol. Și da, uite-te, era, dacă te uiți copacul ăsta de aici din față, pe care îl vezi tu aici, mamă, vezi că e un cerb aici, ai grijă. Vino să vezi. Deci cerbul ăsta... Bă, copile, nu se face așa ceva, se strică natura, vrei să vină aici pădurarul? Aceea, mă, fii Andres, dacă natura moare,
oameni, de ce oameni sunt numai în natura? Ia zi! Copile, vezi că întreci orice măsură, vezi că ne supărăm aici. Ia fi atent. Deci în copacul ăsta a fost omorâtă persoana aia și aici o bântă. Uite că vezi că mai e un cerb acolo. Mamă, vezi că cer... Nu te apropie de cerbul ăla, vine după mine, că ăla e cerbul cel periculos. Vine repede după mine, hai să-ți arăt cealaltă casa mea. Să-ți arăt încă o casă pe care o am eu. Bine, nu mai stau eu aici. Aici e într-un fel oarecum o fermă de-a mea. E fix în partea asta și înainte să zic, vreau să faci câte trei cruci, că din moment ce intri în casa asta s-ar putea să se întâmple niște chestii foarte nașpa dacă nu faci cruce. 1, 2, 3, 4, să mergem. Da, nu cred că era așa. Ai răbdare, ai răbdare, copile, vină înapoi. Bă, copile, e sigur că vrei să pășiști în casa asta? Da, bă, dar ce am, mă, cine-i cea, mă, ia? Bun, și acum să înceapă distracția, dați-o acolo la Darusele, ia să vede. Bă, băiatule, ai auzit? Darusele, fii atent, așa zic că te cheamă Darusele, da? Da, Darusele te cheamă, da? Da, ce, de ce? Așa, fii atent, copile, uite, dacă te uiți în partea asta, vreau să spun înainte, vrei să-ți auzi o legendă de asta urbană? Fii atent, dacă te uiți în partea asta, vezi că am acolo niște foi. Ia du-te tu în partea asta, vezi că am eu niște foi acolo. Trebuie să te uiți în partea... Acolo, bă, copile, fii atent. Du-te, uite acolo că sunt niște foi. Dacă te uiți în partea aia, du-te și ia-le tu. În partea aia de tot, ia vezi acolo. Vezi, le vezi sub acolo. Te uiți? Alo? Uite-te, du-te mai așa să le vezi acolo. Du-te așa să le vezi acolo. Bun, L-ai găsit, copile? Așa, copile, ia fii atent. În momentul de față vreau să spun despre tine. Stai numai, da, copile, concurs grav. Vezi că îți aduci aminte, am văzut când te-ai uitat acolo. Ha, așa, bravo, închide-te mai rău. Ia să-ți aduci tu aminte, am văzut că ți-ai adus tu aminte acolo de casa aia, nu? Nu copile, ia spune-mi și mie ce-ai făcut tu acolo la casa aia. Deci ăla e calculatorul tău. Tu vei însă acolo și te-ai bătut cu oamenii ăia și stricați-i prin casă, nu? Nu, stai, Rafael. Ia lasă tu telefonul ăla, ia dă-mi eu telefonul ăla, dacă nu o să mori în momentul de față. Fii atent că pe aici nu sunt doar eu pe aici. Dăm telefonul tău, așa, gata, mersi. Și acum vreau să-mi spui, bă, deci tu ai fost ăla, da? Ia dă-ți asta jos. Deci vrei să facem așa. Toată lumea să vină acum, hai, dar fel, așa e că te cheu, da? Vrei să vină lumea sau vrei să spui adevărul? Gata, uite, ia și banii mei și gata, lasă-mă în pace, trec eu. Așa, ia spune tu adevărul, dar să le, ce-ai făcut tu acolo prin octombrie de Halloween? Ia, ce-ai făcut tu la casa mea de acolo? Uite, ia tot uitați-le, nu mă omoră! Bine, da, dar... Asta-i un copil mic! Bine, ok, spui sau nu spui? Pe fie antenă, mă, jucană cu prietenul meu, Rafael, și fie antenă, până la lui, nu a mea! Ce, îți bagi joc de mine, a? Da, lasă că vin eu acum, lasă că o să vezi, ia că mă duc de la casă. Nu te pui cu ta să-l lămânești pe șeful tău, ai înțeles? Aula, mă, dar să le dăm drumul de aici odată. Ce mă închizi? Doamne, iartă-mă, dar să le chești nerva, mă, copiile. Ce tot faci? Ia, vii, uite-te la mine, dar să alo. A, uite-te la mine. Bă, Rafael, tu chiar așa crezi că poți să pui tu cu mine, bă, Rafael? Ce să mă pun eu cu tine, dar să le ce să mă... mă, Doamne, iartă-mă, dar să așa, și am vrut și eu să fac o farsă și de unde tot... Nu, iartă, mai știu tu că sunt eu, ia. Stai puțin, nici măcar nu mi-am dat joc planul până la capăt, mă, dar să le deja ți-ai bătut joc de mine, mă, zi o dată. Ok, deși, ce? Rafael, nu știu să faci pe lângă ăsta, că eu te-am auzit. Tu chiar crezi că te prind cu mine, bă, Rafael, crezi că eram o cameră, așa că fie antenă, bă, Rafael, îmi pare rău, bă, Rafael, dar fraierul e fraier. Bă, nu distruge asta, dar să gata, nu distruge. Doamne, dar să le ți-ai bătut joc de toată asta, nici măcar nu e a noastră, hai să plecăm repede de aici, dacă fi nu am minune, dar să le... mă, dar să le, bă, dar nu ești bun de nimic, dar să le, dar... Ce am fost eu? Nu-mi pot o farsă să-ți fac, dar să le costrici, treci tu tot, tu, dar să le și-ți bași și joc de toată lumea, dar să le, în loc să fie doar farsa între noi, tu faci să fie ceva nașpa pentru toată lumea, hai, du-te de aici, că deja mai, nu, gata, că m-ai enervat, dar să le, da. Cerbul după noi! Da, vine cerbul după noi, wow, foarte amuzant, dar să ia că vine după tine, uite cerbul aici, da, cerbule, hai, salut, ce să mai zic, nici nu mă bagă în seamă cerbul ăsta, dar să le, na, ce să mai zic, deja farsa n-a ieșit farsa, am zis și eu construiasă, dar uitați-vă că s-a prins, nu știu cum s-a prins, când și-a dat seama, probabil că trebuia să lucrez mai mult la vocea asta de adult, de om mai mare, cred că a fost cam asemănătoare și cred că de-aia și-a dat seama, habar n-am, sincer, da, na,
ce, nu știu, scrieți-mi voi dacă ce farsă mai aveți, că habar n-am, nu mai am nicio idee ce farsă să-i fac eu lui Darius, sincer, să și iasă pe bune. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.